E cu minte ca o fată. E cu minte ca o Da, fată. e cu minte ca o fată. Deci el, în momentul în care discută cu cineva, are acea... El provine dintr-o familie, nu știu cum să zic eu, neapărat, cu frica lui Dumnezeu. Așa a fost crescut. Oameni Deci, credincioși. oameni credincioși. Are Se acea... potrivește bine la FCSB. Glumesc acum, Da, așa, nu. da. Să știi că provine dintr-o familie foarte, foarte ok. El acasă mai are patru frați. Patru frați. Da, sunt, mi se pare, Deci probabil că... trei fete și încă un Ah. băiat. Probabil n-a avut o copilărie foarte Ba da, a avut o copilărie, cu deci... de toate așa, adică, Ba da, nu. da? Să știi că n-a dus lipsă de nimic. Asta e un... Nu, copilul n-a dus lipsă de De nimic. nimic. De nimic, să știi că nu a avut. El de unde e? Singurul, din Ucet. Chiar din Ucet, din Da, Ucet. da, Ok. da. De fapt, cred că e de lângă De USA, undeva. de Ok. lângă Nucet, pentru că făcea naveta când era mic și la Nucet și stătea, la un moment dat n-a mai putut să facă naveta și stătea la cămin acolo. Singurul lucru pe care îți dai seama, mie mi se pare destul de dificil pentru un copil la vârsta ei, este că e plecat de lângă familie. Chiar La dacă e la aici, București destul chiar dacă e de la de aproape, dar aproape, îți dai da. seama, au plecat de la o vârstă fragedă. Acești copii s-au chinuit, adică ăsta e cel mai mare regret al meu, că Simțeai că e totuși e greu? L-ai simțit da, pe la anii început ăștia? i-am simțit că Da? e greu, da. La început Unde i-am... vedeai? Cum se vede la un copil? Pentru că sunt mulți care nu observă lucrurile astea și de multe ori un copil se poate pierde din cauza asta. Adică intră într-o stare Aveam de... momente în care era trist, Da? aveam momente în care era trist, mergeam la el, stăteam de vorbă cu el. Ei mă sunau la orice oră din zi și din noapte. Părinții? Eram, nu, copilul. Mă suna Copilul? la, da, copilul mă suna la orice oră din zi și din noapte. Din zi, că din noapte nu cred că te Da, sună nimeni. ba da, mă sunau și pe la 11 noaptea. Serios? Domnul Badea, nu avem aia, domnul Badea, nu mă lasă să dorm, domnul Badea. Ok. Știți cum e? La un moment dat am avut undeva în jur de vreo 24 de copii la cămin, Acolo, în în internat, cumva, internat. nu? Da, ia un cămin al unui liceu sportiv. Unde? Ce liceu sportiv ne poți spune? Mihai I, da, liceu sportiv Unde e Mihai I, asta? este în Giulești. Aha. Da, este în Giulești. Era un liceu care le-a asigurat toate condițiile. Aveam două bucătărese pentru ei, aveau trei mese pe zi, adică erau condiții foarte, foarte bune. Cam asta a fost, dar e un copil cu minte, eu n-am avut probleme cu cei din cămin, nu am avut probleme cu Tavi, eu n-am auzit vreodată să zică de Tavi că nu se antrenează. Eu am un copil care în momentul în care intra pe teren, dădea tot ce putea. Pare foarte concentrat tot timpul pe teren, Așa adică este, așa este. pare că nu-i distrage nimic atenția, e foarte focusat și foarte intens mai tot timpul. Bine, am văzut oameni care spun, domnule, dispare un pic din meci, dar înțeleg că asta e o problemă la copii și juniori. Uneori dispare un copil în timpul unui meci, mai poate ieși un pic din... Ai dreptate, dar la Tavi asta am observat și eu. El, în momentul în care a pășit Da? pe un teren de fotbal, este concentrat 100% la ce se întâmplă acolo. Deci Nu mai Tavi... știu cine era aici pe scaunul ăsta. La meciul cu Viitorul, a tras el un șut la colțul lung, a încercat să nimerească un vinclu de la colț, de aici la colțul lung Asta e... și nu mai știu ce fotbalist era aici. Mi-a zis, zice, uite-te la el că nu-și cere scuze, nu le cere scuze colegilor că a încercat el să tragă o chestie sofisticată totuși, să nimerești vinclul la colțul lung, deși avea câțiva colegi în centru. Uite, îți mai Ia dau zi. din mesajele mele cu Tavi, știi? I-am zis, Tavi, dă șuturile alea tale pe colțul lung, că la junior Are n-ai chestia omorât. asta? Le-a avut tot timpul. Deci, aia e, să zic așa, nu e invenția lui, că au mai dat-o și alți Da. fotbaliști, dar este specifică lui. Deci șutul ăla pe colțul lung din colțul careului, Tavi, la meciurile de copii juniori, Cu ne dreptul. încânta cu ele. Și cu dreptul și cu Și cu stângul. stângul. Da. L-am văzut punându-și mingea pe stângul la Și cu meciul dreptul și cu stângul. cu cine? Acum 3-1. Cu Iași. Cu Iași. Așa. Da, am uitat. Deci Tavi nu... Uite, Tavi m-a făcut să mă reîntorc la fotbal, să mă uit la Da? fotbal cu plăcere, Păi, știi? cred și eu acum când o să Deci... vină procentul, sau nu mai aveți niciun procent de la el. Nu mai avem niciun procent. Au Păi fost cum ați cumpărat... făcut? Ce afacere ați făcut? Ați Păi... vândut cu 100.000 de euro anul trecut 10% cât mai aveți din el. Exact, și Cum ați cu... putut să faceți afacerea asta proastă? Adică Claudiu Florică, care e finanțatorul clubului, Aici... cum a gândit-o pe asta? Nu știu să spun, Adică ați nu luat e... 100.000, ați preferat să luați... N-ați avut încredere în el, mi se pare. Ba da, dar aici nu este domeniul meu, aici Știu, Claudiu a dar luat așa, ca hotărârile. strategie, ca... Adică... Știi și tu foarte bine că la nivel de copii și în România nu se, în afară de Steaua, sunt foarte puține cluburi care ar da bani pe acești copii, Ok. știi?